Liderul partidului nostru, Renato Usat, în studioul Europei Libere de la Chișinău, proaspăt înregistrat în calitate de candidat pentru funcția de președinte al Republicii Moldova de către Comisia Electorală Centrală. Bine ați ajuns la noi în studio, domnule Usat. Da, vă mulțumesc, chiar am o plăcere deosebită, când fiind înregistrat deja ca candidat la funcția de președinte, primul interviu l-am la dumneavoastră în studio. De ce vă doriți această funcție? Pentru că am declarat în 2014, când m-am implicat în politică în Republica Moldova, am spus că mi-am realizat toate visurile care le-am avut, ca școlar, ca student, ca gastarbeiter, ca unul din sute de mii de moldoveni care a fost nevoit să plece din Republica Moldova. Mi-am realizat tot ce ține de copii, bunei, părinți, i-am ajutat pe toți și am înțeles că nu mi-am îndeplinit un singur vis, de a schimba lucrurile radical pentru în folosul la toți cetățenii din Republica Moldova. Și prin ce o să vei deosebiți dumneavoastră de toți cei care au condus Republica Moldova până azi? Deci, din 2014, toate tentativele de a participa la alegerile parlamentare, de a participa în 2016 la prezident, tot timpul am fost distrus, nedreptățit? Da, sigur nedreptățit. Deoarece, uitați-vă, au trecut 6 ani după 2014. Abia acum toți cetățenii din țară au văzut decizia CEDO. Unii scris clar, Usat a fost scos din alegeri ilegal. Ce ține de dosarele penale care mi le-a desenat pe timpuri Plahotniuc, domnul Stoianoglu, când a venit în funcție de procuror general, a spus că după revizia la toate cauzele de rezonanță, s-a stabilit că cele mai multe dosare penale au fost pornite împotriva lui Usat și colegii mei de la partid. Doamna Valentina, au fost mai multe speculații în mass media, că Plahotniuc m-a face membru grupei recriminale Sonțova, Filat Eșec Usat, proiect semi-criminal, semi-CGBist. Adică ei îmi creau o istorie nouă, dar în același timp, când au fost întrebați de Leon, de birou principal a Interpolului, spuneți, vă rog, da, în câte dosare și în ce state din lume Usat a figurat ca suspect, ca bănuit, că au fost întrebat Republica Moldova, România, Federația Rusă și alte state și toți au răspuns că Usat până a devenit liderul opoziției de la Chișinău n-a figurat nici într-un dosar penal, nici într-un stat din lume. Că e Federația Rusă, că e Republica Moldova, România și toate statele. Dar acum sunteți în urmărire? Acum, când lucrez cu procurorii ce ține de dosarele din Republica Moldova, vineri seara a fost o tentativă din partea Federației Rusă de a mă anunța în căutare internațională, ilegal, deci fără acceptarea Leonului, secretariatului general a Interpolului. Am citit explicațiile, și da, ca să știți, deja sâmbătă de dimineață eram șters din toate bazele a Interpolului, deci Interpolul a blocat această tentativă. Deci, și cei din Federația Rusă care îl sprijină pe Dodon și Dodon, ei înțeleg că Constituția nu le permite să fiu astăzi reținut și extradat din Republica Moldova, dar această căutare frauduloasă a fost organizată pentru a vedea în ce state merge Usat, în ce hotele locuiește, ca să-mi vadă toate traseurile, care carduri bancare le folosesc. Deci pentru un filaj ilegal a fost organizată această căutare. Dumneavoastră, vă este frică astăzi să mergeți în Rusia? Astăzi problema nu merge vorba de frică, merge vorba de o logică. Deci să merg eu astăzi fix așa cum era logica în 2016, când mă întrebau de ce am plecat din Republica Moldova, dacă eu aveam garanții în 2016 că nu voi fi lichidat fizic, eu mergeam în 2016 în penitenciarul numărul 13 și după ce pleca Plahotniuc vara trecută, ieșeam ca Nelson Mandela. Dar eu, mie mi spunea clar, chiar de unii colaboratori a penitenciarului, Renat, tu n-ați trăiești mai mult de 3-4 săptămâni, nu o să supraviețuiești, că nemărui tu vinul trebuie. Și azi eu înțeleg că dacă să merg la Moscova, nu că nu am ce le spune procurorilor. Eu astăzi, la nivel internațional, sunt gata să demonstrez cu probe că nu sunt vinovat. Dar eu înțeleg că ceva se va întâmpla cu mine într-un penitenciar sau altul. Deoarece că era Plahotniuc, acum e Dodon, toți aveau o frică. Uitați-vă, am avut mai multe dosare penale. Omoruri la comandă în serie. Că dacă mai rămâne Plahotniuc vreo 5 ani, la putere îl întreceam pe Cicatilo după număr. După număr.
Ce se întâmplă? Deci, ei nu au fost în stare, iată am activat primar municipiul Bălți, eu n-am niciun dosar penal și nu voi avea niciodată în viață ce țin de corupție, chiar democrație, cum mă distrugeau prin GMG, prin influenceri, blogeri, specialiști ăștia care astăzi toți lucrează la Dodon, Aldi Cristal, îi spun, băi, de spre USAT-i putem desenăm orice, dar nu putem desena că USAT-i a fost sau este corupt. Și eu mă mândresc cu faptul că necătând la toate acuzațiile care au fost în adresa mea, cum a spus domnul Igor Munteanu, din ei dezviitorul, când am discutat prima dată cu dumnealui vreo 3 ani în urmă, nu eram în Republică. USAT-i, tu nu-mi placi ca polițian, dar pentru noi este o surpriză că deja era a doilea an la rând primăria din Bălți cea mai transparentă din Republica Moldova. Asta înseamnă că capacitățile de a organiza un proces, de a curăța un sistem chiar la nivel local și fiind cea mai transparentă pe parcursul la toți anii, chiar era Filat, chiar era Plahotniuc sau că era acum Dodon cu Chicu. Ați avut și reproșuri, totuși, că pe mandatul cât sunteți primar, mai puțin v-ați aflat în Bălți decât în alte părți. Deci, erau tot niște speculații, deoarece dacă eu stăteam tot timpul pe la rugăciuni sau pe malul mării, cum o face Dodon, eu aveam să accept aceste acuzații, dar în momentul când eu tot timpul demonstram, sunt în Moscova, sunt în Geneva, sunt în Baden-Baden, deci, doamna Lidina, iată, vă dau ceea ce am realizat eu, care nu puteam să o fac și nu o să o fac, nu va putea să o realizeze niciun primar din Republica Moldova, dacă nu o să meargă în permanent în vizite în alte state, în alte orașe. Eu am spus de mai mult nenumărate ori, nu trebuie să ne fie rușine să copiem lucruri bune care sunt, le putem adapta în Republica Moldova. Acum, o lună în urmă, în baza unui grant din Suedia de 1 milion de euro, primăria din Bălți este primul oraș din Republica Moldova care a organizat un tender european. Cifra era de 300.000 de euro, care l-a câștigat un grup de companii din Germania, care în timp de un an trebuie să elaboreze un plan de dezvoltare a transportului în municipiul Bălți, deci câte autobuse se meargă la prima oră de dimineață, câte se meargă ziua, unde să stăie taximetriști, care semafoare să le scoatem, care stații de autobuse, troleibuse trebuie mărite, care trebuie distruse. Deci, proiecte de genul ăsta trebuie de făcut la nivel național. Că noi astăzi toată lumea vorbește, transport ilegal, taximetriști ilegal, adică e un haos total. Și iată, de unde, cum puteam eu să realizez un proiect de genul ăsta? Până mă consultam. Vorbesc începând cu primarul domnul Flutur din Botoșani, cu care suntem orașii parteneri și avem și un proiect deja tot câștigat de 1.600.000 de euro. 800.000 vor merge la Botoșani, 800.000 de euro vor merge la Bălți. Dacă stau în birou și să merg toată ziua doar să număr copaci prin Bălți, sau să văd drumurile cu care într-adevăr avem o problemă mare și Bălțul are acest problem în ultimii 30 de ani ca și toată țara, noi nu o să ne dezvoltăm. Dar la cărma țării veți sta mai mult în țară sau iarăși veți lipsi? Deci vizitele oficiale a unui președinte, oricare vizită, oficială sau neoficială, dacă este pentru binele cetățenilor, dar asta nu înseamnă că trebuie să ne iau icoana subțioară și să merg cu dânsa pe la toate mănăstirile de pe globul pământesc. Orice vizită care beneficiază direct cetățenii, ca atragerea investițiilor, că semnarea unui acord economic, cum mi-au propus, am fost întrebat, USAT, unde vei merge în prima vizită? Am spus că primele vizite, primele vizite trebuie să aibă loc la vecini, cum ar fi Ucraina și România. Deci, am și o idee, crearea unei platforme economice. În România se discută de autostradă de mai mulți ani. În Republica Moldova se visează la autostradă. Dacă noi astăzi vom crea, prin baza acestei platforme economice, posibilitatea de a organiza un traseu internațional, vorbesc cu Ucraina, Republica Moldova, România. Dacă noi astăzi vom soluționa problema ce țin de căile ferate, că chiar în România mi s-a recunoscut de unii conducători, domnule Usate, noi cam ne râdeam 8 ani în urmă, când ca consultant a fost întrebată opinia mea ce țin de gestionarea căilor ferate din România și când le-am spus, fraților, dacă voi divizați
în două întreprinderi separate. Secția întreprinderea care se ocupă doar de mărfuri și doar de pasageri, voi distrugeți direcția pasagerilor, deoarece toate, deci în orice stat din lume, practic toate pasagerii perevozi, toate călătoriile de pasageri sunt în minus. Da. Deci ele sunt acoperite cu veniturile de la mărfuri. Și dacă le divizați, o să moară căile ferate din România. Și asta s-a întâmplat și acest lucru a fost încercat să fie implementat la Chișinău. Și când astăzi eu înțeleg perfect că trenul Chișinău-Odessa trebuie să meargă o oră și 10 minute cu vagoanele vechi care le avem. Nu vorbesc de... Este problema în șină, în calitatea... Asta trebuie și specialiștii să se dea și ei cu părerea. Este clar că dumneavoastră da, ați avut o relație cu Calea Ferată a Federației Ruse și cunoașteți din probleme. Ați vorbit că ați merge la București și la Kiev, dar la Moscova ce ați discuta eventual cu Vladimir Putin? Ce ar discuta? Liderul de la Kremlin. Ce ar discuta Renato Usate? Nu trebuie să-mi pun în primul plan, să-i spun eu, problemele personale cum unii se vehiculează pe internet, chiar Usate, care dosare, că nu. Pe mine mă interesează să discut cu Putin și cu oricare alt lider de stat întrebările care sunt de interesul economiei Republicii Moldova, cetățenilor Republicii Moldova. Care sunt aceste probleme? Deci astăzi noi cunoaștem foarte bine că o parte mare la tot ce se produce în Republica Moldova merge spre Federația Rusă, dar în același timp, ca să fie clar, pentru oricare viitor partener a Republicii Moldova, că eu nu voi permite nimărui, haideți acum să găsim în vinul moldovenesc sau în fructele din Republica Moldova, din cauza cuiva nu-i place vreun candidat sau altul la alegerile parlamentare, prezidențiale din Moldova, haideți și-o găsi de fiecare dată ceva ca să-i punem pe moldoveni într-o poziție, că moldovenii să vie cu mâna întinsă sau cum o face Dodon, că pe sub masă, da? La unii funcționari. Că problema lui Dodon, cea mai mare era, eu țineți minte cu embargoul, cu vinul. Eu am fost primul care am vorbit atunci cu Rogozin și două companii care produc vin și 20 de fructe, am scos acest embargou. 20 companii care produc fructe? Da, 20 și două companii. Deci fabrica din Fălești, de vinuri și alta nu țin minte. Deci cu Vladimir Putin, concret, ce probleme credeți? Dar uitați-vă problema care era. Când aflu eu că tot Dodon a creat acest embargou ca pe urmă el să devie salvatorul, fix așa cum a fost cu piloții în Afganistan, când am ieșit cu un an înainte de a fi aduși de Dodon, am ieșit la Jurnal TV și am spus asta trebuie să fie un criminal terminat ca... Doar eram în jurnal, discutam alegerile locale în Chișinău, Bălți, și îmi vine mesajul că aveți grijă că s-a transmis un avans pentru piloții moldoveni, că în partea asta Uniunii Sovietice veți avea alegeri și fiecare din primele persoane voastre trebuie să aducă un pilot. Atunci mergea vorba de Plahotniuc și Dodon. Dodon, până la urmă, Lomiță. Uitați-vă, alegerile parlamentare au fost mutate din toamnă în februarie și sărașii oameni au stat aproape un an de zile în plus că Dodon să vie să-i plângă... Și totuși cine a fost erou salvării acelor piloți? Eu vă asigur că într-o bună zi acești piloți și alte persoane vor vorbi. Eu doar cunosc, doar am publicat atunci video când eu i-am identificat asta fiind în Moscova, fiind blocat. V-au ajutat serviciile rusești? V-au ajutat serviciile rusești? Atunci am ajuns la ei prin implicarea serviciilor speciale la trei state. Deci era cineva din Federația Rusă, era cineva din Uzbekistan și cineva din Afganistan. Deci nu puteam eu ca... Revenim cu Vladimir Putin. Ce ați discutat prioritar? Că Republica Moldova este gata să fie partener, dar niciodată nu o să fie vasal. Și acest mesaj o să fie nu doar pentru Vladimir Putin, dar la toate întâlnirile care le voi avea. Putem fi partneri, putem colabora, dar să fim partneri sau un instrument pentru, știți cum moldovenii spun, pentru a zădărâ rușii sau a zădărâ europenii, cam cum se face la noi. Doar Plahotniuc pe asta a jucat, da? Haideți să le arăt americanilor, europenilor, că sunt cel mai mare salvator a cursului occidental și îl întorc avionul Rogozin. Dar deci Plahotniuc făcea afaceri cu, ok, nu cu oamenii din anturajul lui Rogozin, dar cu oamenii din anturajul Kremlinului. Adică deci asta a fost o imitare a...
Domnul Sate, care sunt pericolele la adresa Securității Republicii Moldova? Adresa? Pericolele la adresa Securității Republicii Moldova. Deci pericolul principal este astăzi corupția. Noi nu suntem stimați nici în est, nici în vest, doar am stat mai mult timp în statele europene până a revenit Republica Moldova. Practic 3 ani am stat în Federația Rusă. Știți cum despre toate primele persoane din stat, că era pe timpul lui Filat, că era pe timpul lui Plahotniuc, acum pe timpul... Deci ei se uită la noi ca la niște hoțomani, știți? Deci credeți că rușii nu știu ce face Dodon sau nu știau europeni ce face Filat. Toată lumea cunoștea, dar nu s-au interprins. Deci ei merg pe poziția, dacă moldovenii nu se stimează, ei singuri pe dânși. Când ei văd cum se votează la noi Republica Moldova pentru baloane cu gaz, pentru tușoncă, Dodon îți duci, pupă icoană, mâini pe mâini apupam copac, Dodon poate să pupi și un magar, știți cum numai că... Cum se stârpește corupția? În 2015, când am devenit primarul municipiului, bă, vă deschid acum unele paranteze, mi-a venit cineva și acest cineva mi-a spus că haideți că trebuie să ne întâlnim într-un cerc mai larg. În acest cerc erau reprezentanții diferitelor servicii speciale din Republica Moldova, erau foști interlopi, care acum o fac pe oameni de afaceri după anii 90, și îmi spun, nu te implica în piețele din municipiul Bălți, ele sunt municipale, nu sunt private. Și eu zic, dar dacă mă implic, atunci ce? Și unul mi-arată la telefon o știre, dacă nu greșesc, din 2008, deci fostul director a Asociației Piețelor din municipiul Bălți vorbea cu un jurnalist și spunea că mâine, în cadrul unei conferințe de presă, voi da toate numele la tot cei care strâng bani din piața din Bălți și cei din guvern la Chișinău. Acest om a fost împușcat din Kalashnikov în aceeași seară. Nu a ajuns la conferință. Și ei mi-arată cam ce s-ar întâmpla. Și le-am spus, băieți, o să merg cu mașină blindată. O să-mi iau și un tank, dacă am nevoie, dar pentru vorbele astea, că nu... Și ce s-a întâmplat? În 3 luni de zile, veniturile în piețele din municipiul Bălți au crescut cu 200% pe lună. Și acum uitați-vă la piețele din Bălți, din Chișinău. Deci, când eu vorbesc despre doamna Maia Sandu, care este, eu consider pe dumneavoastră, unica persoană cinstită. Dar să ducem la bun sfârșit gândul despre corupție, asta e legat de corupție. Deci doamna Maia Sandu este cinstită, dar astăzi să fii doar cinstit nu este un instrument pentru a distruge corupția. Asta este mesajul meu, că da, de multe ori ne-am permis unele declarații sau unele declarații inacceptabile pentru un stat democratic, pentru un stat din 21. Dar, domnule Valentina, dacă merg la ei și le spuneam, stimați corupționeri, interlopi și politici care ați strâns bani din piețele astea 20, vă rog frumos să sistați acest lucru, deoarece conform... Domnule Valentina, ei mă trimiteau, mă băgau și mă scuteau în 3 minute. Dar când i-am tras eu 3 pumni în masă și le-am spus eu așa cum le-am spus eu, vă asigur eu că eu plecat în gândurat și până la urmă am distrus această schemă. De asta, dar unde mai sunt alte scheme greu de distrus? Vă spun, iată, astăzi este o schemă în municipiul Bălți și este în toată țara, care nu am pârghii să o distrug. Transport ilegal. Ca să știți, astăzi în municipiul Bălți, nu mai vorbesc de Chișinău, sunt sute de microbuze, sute, dar la nivel național avem mii, care pentru a evita cei ce ține de acte, de permisiuni, autorizații cu primării, ei și-au băieță licență de taxi și circulă pe care stradă doresc, se opresc unii doresc și stau cât doresc. Vă dați seama, deci și acest lucru este dirijat de ANTA. Deci, nu... Agenția Națională pentru Transport. Da. Și asta distruge pe cei care într-adevăr vreau să procure autobuse noi, deci pentru a îmbunătăți, să spunem, situația în transport. Doi la mână, vă spun, am avut un scandal acum recent, când un teren în municipiul Bălți, cu coeficientul maximum, sunt terene care le putem vine prin licitații, dar dacă deja există un obiect, cum ar fi o benzinărie, deci cu coeficientul maximum,
noi am calculat cifra de 170.000 de lei pentru 20 de sote, dar prețul comercial este 250.000 de euro. Doamna Valentina, deci există mai multe, cum să spun eu, mai multe... Deci, scheme? Da, nu scheme. Deci aceste nereguli în legislație aduc la aceste scheme. Doar proprietarul ăsta care privatizează cu 5% din prețul comercial terenul. El pe urmă când vinde benzinărie, el nu vă vinde... El vă spune că o sotcă costă 20.000 de euro. Un ar costă 10-20.000 de euro. El nu vă spune 500 de euro. Și noi astăzi, dacă blocăm această distrugere, această vânzare pe bănuți a bunurilor din Republica Moldova, iată atunci când stăți spun că nu avem bani pentru drumuri, nu avem bani pentru apeduct. Doamna Valentina, și în sate apăreau bani suficienți dacă se ține cont. L-am rugat pe Filip timpuri. Sunt alte scheme. Mai sunt alte scheme. Da, sigur că sunt. Deci eu, spre exemplu, iată, acum am stabilit o schemă, ieri am văzut că a apărut un reportaj pe ziarul de gardă, ce ține de dezinfectanță. Deci am vorbit cu specialiști, că în comparație cu Comisia Națională, care a refuzat la sugestia domnul Anatol, fostul director al spitalului clinic. Cibătar? Da, Cibătaru. S-a spus atunci că să fie introduși doctori, deoarece dacă e pandemie, trebuie să avem în comisie doctori. Dacă, Doamne ferește, sunt alte incendii, trebuie să avem pompieri. Noi la Bălți avem 6 în comisia locală. Am mai discutat cu cei din Chișinău. Mi-au dat nu o să repet ceea ce a spus ziarul de gardă, dar ideea ar fi pe scurt următoare. Deci este creată o schemă astăzi, cum sunt și cu țigările care le-am publicat anterior. Ce ține dezinfectante? Deci, dacă astăzi vă uitați la carabinieri, în școli, peste tot se vor găsi, vor apărea câteva denumiri. Una ar fi Chemistry Trading SRL și a doua Chemex Group. Aceste companii sunt companiile fratelui lui Igor Dodon. Astăzi pentru... Sunteți sigur, da? Da. Deci de euro poate scris pe șoferul lui, pe vânireasă. Adică eu vorbesc despre faptul că soția dumnealui lobează deschis astăzi prin, să-i spunem, fitness-uri prin Republica Moldova. Băi, de ce cumpărați așa puțin, cumpărați mai mult, voi și nu dezinfectați bine mâinile la oameni la întreagă. Eu că am început să verific mai multe date care au venit, am stabilit următoare. Că, deci, sunt două tipuri de dezinfectante. Primul ar fi un dispozitiv medical pentru dezinfectarea instrumentelor, care actele se eliberează în 2-3 zile, mai ales dacă există un asemănător în UE. Deci, ce ține deja de grupul de biociz, pentru înregistrarea acestui dezinfectant, este nevoie de o testare de minimum 4 luni de zile. Această companie a primit de la domnul Fortună, de la ANSP, Fortună, ca să știți, ați vizit o când el a să recunoască. El a fost tot perioada asta șantajat, are niște dosare ascunse la CNA, unei floci al lui Dodon, și domnul Fortună de multe ori a declarat ceea ce vroia Dodon sau alții, deoarece era prins de cumătru, cum s-ar spune, cu acest dosar penal la CNA, care îl ține marinat și prin asta el șantajau. Și Fortuna o semnat... În ce bază i-a fost intentat dosar penal? Deci, eu asta am copil în zilele următoare și dacă le public, nu vreau acum... Bine. Haideți totuși să revenim. Cu corupția o să vă descurcați? Cu corupția o să eu vă deja descurcați am demonstrat ușor? Că... Nu ar trebui justiția să aibă în vizor corupția corect, și mare corupție? De asta corupție? Și-am vorbit despre lustrația la unii judecători, procurori, colaboratori mai ei, nu contează. Deci dacă au fost implicate în dosare de rezonanță, sunt decizii CEDO, deci noi trebuie să facem un filtru că ăștia nici nu mai ajungă la vreo comisie să vii să spui că bă, iată că am fost presați de plahotniuc și de asta le-am fabricat. Știți cum? Comază-i văd unii procurori, unii politici, de-am sunt politică. Când îl văd pe Cavcaluc în politică, știți cum? Dacă era viu Vladimir Vysotsky,
А полгасе пи Володя Шарапов, шкредка лампакета пиков калюком примазы. Дичвому каря фабрикат до сари, каря профитат, дебани чета тенилор, кана фальсификат елку верел мораль до сару. Кан ее кипур лику Николай Цепович, врам салом урем, он доми паш пи фейсбук. Дос... Да, Мальдин, а че ж... Смолте де ворби, дар тим павем путин, да, дар... Мы дак ну деструзим корупция, ше вам дискута, ну птем дискутем асы, диспре реформе ин инвацамент, диспре реформе ин жюстиция. Дар корупция есть и че, че не парализация, не цени парализация. Что-то пар... жюстиция есть ентитатия, каре требуй са фие преокупата... Абсолют сигур, дар, дар астаз жюдикатурии скимп кулорили, каре мержеу дупа пликур ла Сережа Яралов, аз мулц Мажоритатя мерк ла додон. Уитați-vă cum Plahotniuc influențează judecățile până în ziua de azi. Deci el nu le influențează. Nu m-am pronunțat corect. Deci a încercat Procuratura Generală să-i aresteze averile de peste hotare. Ați văzut câte zile au durat judecata și pe la urmă au respins. Deci mie mandate ilegale de arest făceau în 30 de minute și contra altor. De ce justiția atât de greu se schimbă la față? Vă spun eu că Plahotniuc acum nu ia... intimidat cum o făcea pe timpul pe judecător. Eu sunt sigur că el a trimis un sac de bani, adică a făcut o propunere care un judecător, știți cum, chiar dacă erau deprins cu 10.000 de euro, cu 50.000, cu 100.000. Și când Plahotniuc, eu sunt sigur, nu cunosc cifra, dar sunt sigur că este o cifră enormă. Și acum el mai poate pompa bani în Republica Moldova da, ca să-și apere onoarea și demnitatea? Da, astăzi și nu se dau mită prin judecăți, dumneavoastră și nu mă plăcă. Nu, vă întreb, el e plecat de peste un an de zile. Banii în saci nu mai pot fi aduși în Republica Moldova. Eu sunt sigur că o parte sunt pe teritoriul Republicii Moldova. Plus astăzi, majoritatea oamenilor de afaceri din anturajul lui Plahotniuc, acum fac afaceri cu Dodon. Chiar credeți dumneavoastră cu 20% așa să nu știe toată lumea, nu-i pune lui Plahotniuc deoparte? Metal Feroz, ați văzut? Am vorbit despre această companie 8 ani de zile. Astăzi toți vorbesc despre, după investigația RAS, despre 600 de milioane bani furați și nimeni nu vorbește despre nunașul lui Dodon, care și pe timpul lui Plahotniuc era director financiar și astăzi continuă să fie. Despre care luptă corupția? Înțelegeți? Dodon este astăzi un președinte zero și un candidat la funcție de președinte de zero. De ce are sprijinul amințit... Rusiei dacă l-are? Dodon a acceptat ceea ce n-am acceptat eu. Când au pornit la mine problemele în Federația Rusă în 2018, percheziții, au încercat să mă bagi într-un dosar, penal în altul. Tot timpul ce celor de peste hotare să fiu un polițian de buzunar, să ies cu anumite declarații. Nu vedeți, Dodon merge la Moscova. Doar Rusia ne va salva. Fără voi nu vom supraviețui ca stat. Aici merge la americani, le spune, chiar odată eram eu cu doamna Maia Sandu, Andrei Năstase și Dodon la o întâlnire cu doamna Bridget Brink, 2015 sau 2016, este o poză pe internet. Stăteam la masă, Dodon începe a vorbi, doamna Brink, transmiteți-i, vă rog, doamne Nuland, că eu sunt acel Igor Dodon care, fiind ministrul economiei, am început a atrage investițiile din SUA, împreună cu voi am construit drumul spre... Și doar Soroca. Da, și doar poporul american și guvernul Americii va salva Republica Moldova. Doamna Maia Sandu îi spune, domn Dodon, dar nu vrei să ieși să repeți în față la jurnaliști și ai declarat acum că Dodon... Deci are Igor Dodon sprijinul Federației Rusiei? Da, are sprijin că este astăzi... Dacă își permitea unul din conducătorii Federației Rusă, vă spun un lucru care chiar a avut loc. Erau ședințe, erau reprezentanți de la diferite ministeri, din Kremlin. Și vine Dodon. De-am știe ce s-a întâmplat, cât nu era președinte, le lăsăm, dar vă spun deja era președinte. Vine Dodon și într-unul din prime persoane și îi spune urât, numai că în literă D în familie, eu pus litera G, să nu spun când privește lumea, și spune, tac, și care sunt ultimele informații pentru ultima săptămână despre activitatea lui și îl numește ori. Și Dodon să râde să face, că nu a înțeles că zglumești, adică... Chiar credeți că la așa nivel înalt se discută? Eu nu cred, eu am participat la discuțiile astea, nu că mi-au povestit, deci, dacă îmi spunea mie cineva așa ceva, a pe un ziua asta dau foc, că e guvern, că e Kremlin, că e FSB, și nu contează, că e Moscova, că e Washington, adică, băi, hai că suntem mici, dar suntem o țară și ești președinte.
Și da, la dânsul știți cum, eu pentru a mai merge cu girofarele, cum am spus, eu că eram în Federația Rusă și Dodon, cu o mulțime de bodyguard, el după asta și s-a mai adăugat vreo 4 mașini la, în convoiul ăsta lui. Și îl întrebam, zic, păi, dar pentru ce atâția păzesc pe Dodon? Că el e adversarul dumneavoastră și o să-l criticați mult. Dar nu merge vorba de critică, doamna Lichina, când noi vorbim despre un președinte care cel mai mic lucru care l-a promis el, nu l-a promis usatăi. Că pe mandatul meu, când va fi mandat, va fi devenit președinte, nu va folosi girofare, mașini. Nu mai vorbim de restul promisiunilor. Deci vorbim despre amenințările la adresa securității Republicii Moldova. Ați amintit despre corupție. Problema transnistreană este o amenințare. Problema transnistreană astăzi poate fi soluționată nu prin... Adică nu sunt de acord cu metodele care au avut loc în ultimii 20 de ani. Pașii astăzi, mici uitați-vă. Pentru a se ajunge la oferirea deci, unui stat special. Iată, eu mă uit în Bălți. Vorbitori de rusă care nu prea cunosc limba de stat și am început eu să aud niște vorbi despre unire. Asta că au trecut 4 ani, era 2015 și acum suntem 2020. Zic, dar ce s-a întâmplat? Că, băi, dar ne-am săturat. Vrem drumuri ca la români, justiție ca la... Vă dați seama? Deci, ce ar însemna asta? Că cei din Transnistria, astăzi, păi nu vor vedea că în Republica Moldova sunt drumuri, este justiție, nu avem culoașe, nu se distrug afacerile, nu există atacuri raidor, ei singuri în 24 de ore îl vor da jos. Și pe Krasnoselski, și pe șerif, și pe cei... Adică pe... Șeriful ușor nu se da jos. Doamna Lidina, când se ridică poporul, eu nu vorbesc despre cei din șerif care au făcut bani cu Dodon și cu Plahotniuc și cum fac cu Dodon. Eu vorbesc despre oamenii, cetățenii, că omul tot timpul vrea unde e mai bine. Înțelegeți? Dacă... Acolo este armată. Armata așa, Rusiei. Așa, și ce-i cu armata cum Rusiei? Rezolvați problema plecării armatei Rusiei? Eu vă spun, sunt niște exerciții foarte simple. Astăzi, ca să știți, iată, despre acest subiect se contrapunea cu Federația Rusă, Voronin, pe timpuri. Că pe urmă era Filat, Plahotniuc. Dar sunt lucruri elementare. Că vă asigur eu că toți acești pe care ați văzut că declară că armata trebuie scoasă, ei n-au făcut lucruri elementare. Ca, spre exemplu, de a bloca accesul de a transporta unele piese pentru aceste tancuri. Deci sunt mecanisme când ai într-adevăr un gând. Doar nu s-o declari la nivel politic, oamenii îți vadă că, băi, iată, ăsta vrea să o hotărască cu dragi. Există formatul de negocieri, 5+2, se discută problemele. Dumneavoastră, cum vedeți rezolvarea acestei probleme deci, și cât timp va trebui? În primul rând, noi trebuie să facem ceva cu limba rusă, deoarece... Ce trebuie de făcut cu limba? Deci, cei ce ține, nu contează ce statut va avea regiunea transnistreană în componența Republicii Moldova, dar problema care o să fie legată de limba rusă, că 90% de cetățeni din regiunea transnistreană, ei nu cunosc limba de stat. Nu ați trebuiască pe un termen, nu știu, de 5 ani, de 10. Deci trebuie discutat să le dăm voie să-și facă studiile în limba rusă. Că altfel, deci asta o să fie o problemă de bază care... Dar lucrul ăsta se vorbește că este în regiunea Găgăuză, unde au autonomie largă și unde problemele corect. Se soluționează. Eu vă spun că deci noi trebuie să nu ne gândim la formule bune pentru Krasnoselski sau Șerif. Noi trebuie să ne gândim la formule prin care vom atrage pe cei care locuiesc în regiunea transnistreană. Sunt posturi de control, este armată rusă, au moneda lor, este depozitul de muniții de la Cobasna. Sunt probleme. Sunt probleme. Sunt probleme deoarece nimeni nu a încercat real să le soluționeze. Deci Transnistria este o amenințare la securitatea independenței, suveranității, integrității Republicii Moldova? Eu n-ar spune asta. Este mai mult un pericol inventat de politicieni, fix așa ca cum ăștia cu monumentele, că să scoate monumentele soldaților sovieți, spune monumentul limbii române. Dar eu ieși le spun, eu cum, băi, vă fac, vreți să faceți monumentul limbii române, limbii ucrainene, adică, deci, ca să fie toată lumea împăcată, limbii rusă. Cum iată, la mine în parc acum, ca să știți, un loc ideal, unde este monumentul lui Vysotsky, iată acum cu proiectul cu Botoșani, va fi drumul lui Eminescu. Și tot acolo unde e drumul lui Eminescu, Vysotsky, o să fie și Muslim Magomaev, care
Eu vreau să continui totuși cu pericolele la adresa Securității Republicii Moldova. Dar pericolul sunt toți cei, pericol național. Pericole pentru securitatea națională erau principalii, cei care au condus și conduc cu Republica Moldova. Asta eu vă spun. Că dacă mergi la o discuție, eu doar am participat la mai multe, ok, am avut, deci, practic toată viața am locuit în Federația Rusă și am participat la mai multe negocieri, discuții, nu contează, că erau legate de Lupu, de Filat, și Urechean pe timpuri. Deci, știți cum, dacă o să vii liderii de la Chișinău ca niște motănași și să mă gândesc când le mai dau ceva de culioc acasă pentru... Adică noi niciodată nu vom soluționa nicio problemă, dar dacă ați vii... Deși nimeni Renato Usatăi va fi politician cu viziuni de stânga, de dreapta, încotro va duce Moldova. Renato Usatăi și oricare politician care pretinde să devii președinte în Republica Moldova trebuie să meargă în direcția care o vor cetățenii, dar nu unii are conturi. Spun că 50% ar dori ca Moldova să se apropie mai mult de ei și 50% mai mult de vest. Dacă noi să oprim aceste speculații și într-adevăr vom munci pentru binele Republicii Moldova, aceste divizări vor dispărea. Înțelegeți? Iată cum i-am unit eu pe toți în Bălți. Doar Usatăi 63-70% câștigă din primul tur, pe mine mă votează ruși, ucraineni, moldoveni, unioniști, că văd că Usatăi face treabă, nu există. Deci în Consiliul Municipal am unul de la Maia Sandu, unul de la Andrei Năstase, unul de la Șor, văd doi de ăștia Rozov, adică asta înseamnă că Usatăi a făcut tot posibil ca să-i unească pe oameni, să muncească pentru binele orașului. În ultimul timp ați încercat să atrageți mai mulți simpatizanți din partea diasporii. Ce înseamnă ați încercat? Ia că spuneți, vă rog. Am văzut că organizați de la distanță, să zic așa, întâlniri cu cei din diasporă sau să le transmiteți anumite mesaje. Acum continuă înregistrarea prealabilă a celor care vor să participe la acest scrutin. De 8 ori cel puțin a crescut numărul celor din Federația Rusă care vor să participe la alegeri. Cum explicați fenomenul? Foarte simplu. Vă explic fenomenul. Deci ieri seara este un proiect organizat de Watchdog, dacă nu greșesc, sondaj MD. Am văzut. Ieri seara Igor Dodon era 8%. Toată săptămâna era 3%. Acum știți cât are înainte de a intra la dumneavoastră? 40. De la 8 seara ieri. Deci dacă Dodon este cel care a preluat nu doar schemele, dar și trolii lui Plahotniuc, el pe lui nu dovedit să-i creeze. Deci uitați-vă ce se face pe internet. Deci vă dați seama, într-o noapte Dodon a crescut cu 30%. Zilele astea era în top. Maia Sandu, Renato Usatăi. Deci, cum se explică creșterea numărului de cetățeni ai Republicii Moldova aflați în Federația 21, Rusă, care se înregistrează prealabil? Și dacă Dodon n-are specialiști pentru a crea un Pokémon Go, nu? Dar troli pentru a crea accounturi prin VPN în Federația Rusă și de arătat că toți plâng. Ia ca așa cum plângeau la pepeni, când l-a întâlnit pe Dodon. Apoi ca așa plângeau moldovenii să registrează. Deci sunt niște falsuri organizate. Vă mai spun informația. Dar cum poți să organizezi fictiv? A? Spuneți-ne informația așa pe vântrebiu. Știți cum? Iată facem, acuși facem, după ce plec de la dumneavoastră, o să vă arăt eu cum pot să am 60% în sondaj MD. În timp de vreo două ori. Și atașă, o să vedeți dumneavoastră cum se registrează. Sau îmi dați un stat. Iată, alegeți orice stat european și eu acum să vă arăt câte sute de oameni doriți, atâtea o să-i înregistrez. Estimativ, câți cetățeni aflați în Federația Rusă credeți că vor participa la alegerile prezidențiale? Deci, astăzi am observat un lucru în 2016 și în 2019, că la multe secții de vot n-au venit. Au venit câteva sute de oameni. Ne amintim. Mai ales prin Novosibir sau Chemerov, ținut că au venit vreo 50 de persoane și țări de a scrie pe Facebook. 80% l-au votat pe Dodon, dar nu scriu câți au venit. Câți moldoveni aflați în Rusia credeți că vor participa la vot? Acum vă spun, eu cred că astăzi o să participe la vot maximum. Tak, nu, eu vă spun câți ar trebui, nu câți îi va desena Dodon. Deci maximum poți participe real. O să fie până în 9.000 de persoane. Până în 9.000 la toate secțiile de vot din Federația Rusă. Atât de puțin? Da. Dar păi la alegerile din parlamentare din 2019 sau prezidențiale 2016 au participat vreo 6.000, vreo 5.000. Da. Aproape 5.000. Așa.
din regiunea transnistreană, câți alegători ar putea acum să participe? Acum n-ați fi. Iacă aici, Dodon, chiar vă spun că e unica dată că nu minte. Că el nu o să organizeze autobus cum a făcut-o Plahotniuc. Nu de asta că nu vrea. De atâta că a avut niște conflicte și ține de energie electrică și alte scheme cu șerif și cu Crăsnoselski. Da, de mai ce? Mult cu șerif. Și ei au spus clar că nu o să-ți dăm niciun autobuz din Transnistria. Dodon disperat a plecat la Moscova, a încercat să-i convingă pe cei din Moscova să îl pui la loc pe Crăsnoselski. Și la Moscova i-a spus, clarificați-vă singuri între voi, nu ne implicați în asta. Și deci lui i s-a refuzat că va avea acest suport. Nu că Dodon nu-l vrea acest suport. De asta noi n-a să avem ceea ce am avut la alegerile precedente. Dodon s-a pregătit. Iată, spre exemplu, pot să public un document din primărie Rezină, dacă nu greșesc, în casă de cultură, de am pregătit câte 4-5 secții de vot într-o casă de cultură. Adică ei se pregătesc din vară, dar Dodon a fost șocat când a primit un refuz foarte dur și într-o manieră foarte dură de la cei din Transnistria. Deci problema că ei nu vor. Iată că... Dar dumneavoastră a zis că ar fi fost niște neînțelegeri referitor la problema energetică? Da, și la țigări. Că Dodon îi șantajează pe ei. Spre exemplu, iată, am publicat niște documente acum 2 săptămâni, care demonstrează că au fost reținute țigări în portul din Odessa. Agenții economici, care ar fi șeriful, care deține anume acele țigări, au un proces de judecată ca să-și scoată marfa. Dodon le transmite mesaj de genul. Spuneți, vă rog, să vă anulez licența la această companie care le permite vânzarea țigărilor, export, azi sau peste o săptămână. Ce ar însemna mesaj de genul ăsta? Nu poți fi într-un proces de judecată în Ucraina, deci trebuie să ai o licență valabilă. Dacă, spre exemplu, ASP-ul anulează această licență, ăștia nu-și pot scoate marfa în judecată din Odessa. Și alte pârghii care Dodon le imitează, el doar știe numai să dăi din deget. Dar cu energetica? Și cu energetica ar exista ceva, deci este absolut o schemă nouă ce ține și de energie electrică și de gazele naturale, și ține de Moldova Gaz. Cu această informație voi reveni mai târziu. Am nevoie puțin timp să mă pregătesc. Creditul rusesc de 200 milioane de euro va veni în Republica Moldova? Nu pot să vă spun. Tot depinde de faptul cât de tare Dodon va avea posibilitatea să-i convingă pe ruși că el are șansă să câștige. Că în Federația Rusă spune clar acum, dacă trece Dodon cu Maia Sandu, mai sunt șanse, puține, dar sunt șanse ca Dodon să câștige. Dacă vine Usatu îl rupe. Că am votanți de centru dreapta, centru stânga, de astea. Deci rușii însuși astăzi cred că... Adică nu că cred, dar sunt siguri, după informațiile care le dețin, că Dodon devine tot mai slab și mai slab. Să-i dai la 1-200 de milioane, că ăsta amuși să mai împlie buznarele înainte de a pleca. Știți cum? Dodon e într-o situație foarte urâtă, ca să înțelegeți. Eu vă asigur că el nici n-a să poată fi prezent la inaugurarea mea de președinte, dar în Rostov internetul e bun și... Domnul Sate, dar de unde aveți atâta informație? Cine vă furnizează informații? Știți cum? Pe timpuri eram acolo... Că numai un FSB-ist poate să dețină atâta informație. Și Crolul tot numai un FSB, sportul din Odessa numai FSB. Nu, haideți. Deci oamenii, inclusiv când a ajuns Crolul la mine, despre Crol au vorbit 4 ani de zile, că este... De unde aveți atâta informație? Deci... Însuși faptul că această informație mi se transmite mie, ca și cei despre ce am vorbit astăzi. Deci oamenii au în mine încredere că eu tot fac public. Eu nu merg pe ei. Aha, despre asta vorbesc, de asta dă să-l țin, că cumva să-l șantă. Deci orice informație ce vine la mine, sunt de corupție, de orice ilegalitate, eu fac public. Și am făcut-o asta tot timpul și voi face. Vă dați seama câte informații eu am publicat, fiind, cum spune Iura Leancă, el era un pur și simplu prim-ministru, dar eu un pur și simplu primar de Bălți. Vă dați seama cât de bine vor fi informați cetățenii dacă voi avea funcția de președinte sau o altă funcție care îmi va permite să am acces la nivel la național oficial. Adică, ca spun, oameni buni, uitați-vă ce se întâmplă. Deci, astăzi când, iată, vă dau o informație, chiar este foarte
adică m-a deranjat, voi spune. Alaltăieri, deci alaltăieri a fost creat de două grupuri la SIS. În grupul Maia Sandu sunt 7 persoane, în grupul Renato Lusate 8. Așa numesc ei grupul Maia Sandu, grupa asta. Cine deci, le-a creat? Deci le-a creat conducerea SIS-ului, deoarece procuratura a refuzat de câteva ori că orice filaj, orice interceptare trebuie să fie legată de vreun dosar penal măcar desenat, dar oricum nu pot. Și SIS-ul ar fi creat? Da, sigur, deoarece tehnică specială, ca să cunoască toți, pentru interceptarea convorbirilor, că mulți spun că are Maiu, are... Nu, ea este doar la SIS. Iată, Maiu, ca să vrei chiar să o facă ilegal, trebuie să adreseze la SIS. Vă dați seama, adică e o problemă. Dar cei din SIS, având acest utilaj, având doar un registru în care sub diferite coduri, sub diferite nume. Deci Maia Sandu, spre exemplu, o scrie proiectul Căprioara. Ei nu scriu interceptarea Maia Sandu. Sau Renat Usatăi, gastarbeiterul, așa numit. Deci ei prin asta se ascund că dacă vine un control, spre exemplu, băi, ia-mi dați-mi cu astea. Căprioara. Deci ca să nu se vadă după cine se lucrează. Și aceste grupuri sunt organizate nu doar pentru filaj ilegal. Deci să începe totul ce a fost pe timpul lui Plahotniuc. Mă refer, instalarea ilegală camerelor video, microfoanelor prin birouri, la locuri de domiciliu. Că foarte mulți, majoritatea policienilor pe timpul lui Plahotniuc au fost șantajați și nu doar policieni, au fost șantajați doar cu sex tape-uri, cu chestii mai de stămordare. Mai pot apărea asemenea video-uri în spațiu public? Da, păi dacă astăzi ăștia tăți de al de Cristal și restul care lucrează la, au lucrat la Plahotniuc, toți specialiștii ăsta azi lucrează Dudon. Uitați-vă, de-am să fac video-uri. Iată, mă uitam. Uitați-vă, iese mai mult deputat socialist și astăzi apare un video, asta îi pregătesc, știți cum asta. Uitați-vă, pe Telegram canalul lui Satui se spune că Maia Sandu-i trădătoare, dar au deschis ei, tot ei au organizat Faleșteanu din orice. Deci ei știu doar prin murdărie. Iată, eu o să merg în campanie și consider că fiecare polițian care trebuie să meargă. Băi, ce ai făcut tu pentru Republica Moldova ultimii 6 ani? Eu merg astăzi în fiecare centru raional, că-i Vulcănești, că-i Drochi, că-i Fălești, și spun, 3 milioane am investit în asta, 5 milioane aici, asta am reparat. Dar campania prezidențială se va axa pe atac la persoană sau atac la probleme? La Dodon doar la atac la persoane, că Dodon nu a soluționat nicio problemă reală și Dodon astăzi numai să inventeze, aha, să facă vreo combinație, să-i certe pe Maia Sandu cu Năstasă, să-l facă pe Usatăi, să înceapă în jura pe Maia. Eu, cât bani se cheltuie, într-adevăr, într-o campanie electorală? La alegerile locale din 2019, doar în Federația Rusă, troli, blogeri, video-uri, presa, cum ar fi emisiuni de jurnalist, că ei mă băgau, arătau un colonel rus, Zaharchenko, cu plin apartamentul de bani și spunea că ăla e partener. Nu l-am văzut în viață. Câți bani se cheltuie? Deci atunci s-a cheltuit 2 milioane jumate de dolari doar pe distrugerea un politician în campanie cât cheltuie? Eu am făcut un calcul la campania ta prezidențială. M-am uitat, dar noi le achităm oficial în cumpărare. Spre exemplu, dacă facem un contract de reclamă... Spuneți în suma cât se cheltuie? Nu, dar nu există o sumă pentru toți candidații. Eu pot să vă spun cât am decis eu, am făcut un calcul. Și ce arată calculul? Deci calculul mi-arată cu campania de până în 10-12 milioane de lei, dar asta ar însemna că să fie la toate televiziunile în fiecare zi cu spoturi, că astea sunt cele mai scumpe. Deci eu am calculat... Deci 12 milioane de lei ar fi suficient, da, pentru campania... Da, în cazul lui Dodon sunt peste 20 de milioane de euro, vă asigur eu. Că ei cum fac? Pe exemplu, iată, Dodon acum cu Igor Volnitsky, cu Almanahul Politic, au declarat doar o parte de tipar care a ajuns în țară. Ei scriu 45.000 de ziare, tipăresc jumătate de milion, un milion. Eu dacă dau un tipar jumătate de milion de ziare, păi scrie, sunt 500.000 din fondul electoral. Acum m-a chitat 300. I-am auzit pe toți candidații că nu cheltuie bani pentru benzină, pentru a colecta semnăturile. Noi și fac proști de țară întreagă. Deci, eu știu...
Mulți aș spun cheltuielile. O știre de ultimă oră. Usată este unul dintre cei mai bogați candidați la funcția de președinte, așa, cu numeroase case, da, în Federația Rusă. Ați declarat un teren extravilan în Republica Moldova și alte trei terenuri intravilane în Federația Rusă. Federația Rusă case. Mai mult terenuri acolo. Mai mult de trei? Da, mai, da, da, ele sunt indicate toate. 7 case, un garaj, 3 construcții, ați trecut declarația, în declarația de avere, ceasuri scumpe. Da. La cât se estimează averea lui Renato Usat? Deci tot ce este în declarație, știți de ce scriu cel mai bogat? Nu vă dați seama? Fix așa mă râdeam când eram cel mai bogat candidat la funcție de deputat în 2014. Când m-au pus primul loc pe mine... Și Plahotniuc era, deci Plahotniuc cu sute de milioane de euro și era pe locul 2 sau 3, ceva de genul ăsta. Și fix așa cum tăți știu cât câștigă Dodon, eu n-am ascuns că e Rolls-Royce, că e Casla Moscova, că e ceas. Eu nu ascundeam după verișori, cum nați, cu mătri, deci cei ce o făceau ei. Și eu sunt, cum, fix așa cum anul trecut era cea mai scumpă campanie a lui Usatăi, deoarece... Sunteți miliardar? Doamne ferește, haideți să vorbim despre milioanele de dolari care le-am avut, erau vreo 8 milioane de dolari după cursul din 2004. Eu am arătat toți banii, banii care erau în cash, în mașini, în casă, în terenuri. De la Landromat ceva v-a revenit? Domnule Litin, persoanele care au dat declarații că Usatăi, cu Plahotniuc, Platon, sunt persoane care se află, sunt deja condamnat sau sunt în arest. Și persoanele care eu nu le-am văzut în viață, eu, cum nu le-ați văzut dumneavoastră, ăștia care scriu că eu am fost cu ei, asta e cum scrie acum despre dumneavoastră, înțeles, sau despre orice alt om, că dacă erau măcar cunoscuți, că spui, băi, îl cunosc, iată, eu pe Platon îl cunosc. Și îl cunoașteți de unde și de ce? Și până unde l-ați cunoscut? Pe Platon eu l-am cunoscut când era, când a venit el deputat la Amine, la Urechean. Și când Plahotniuc îmbla prin Moscova și Platon încerca să blocheze numirea lui Zubco la funcția de procuror general cu Untilă, era pe atunci la Urechean, erau vreo 4-5 deputați, nu țin minte numele la toți, cu Urechean atunci au vândut funcția de procuror general lui Plahotniuc și Platon încerca să o blocheze și Plahotniuc îmbla. Că, da, am vorbit odată în public, el atunci a venit la Carmalac, apropo care tot mi-l băgau mie, și Carmalac acum dă declarații că el toată viața a fost agricultor în Landromat. A fost agricultor, o cumpărat la Platon energie electrică sau nu știu ce, și el scrie că Platon de la drumat la fiecare. De-am dacă scrie și Carmalac. Afaceri cu Platon ați avut? Niciodată n-am avut, nici o afacere. Dar persoane... Și nici n-ați pus la cale nimic. Doamne, vă spun încă o dată, n-am avut nici o afacere. Cu Platon am discutat în viața mea, vă sigur, nu știu, acum l-am văzut de câteva ori, recent, după ce s-a eliberat din pușcărie, dar în total în viață... Dar n-ați discutat. Nu, m-am văzut, am discutat. Vă spun, de câteva ori... Și ce e în capul lui? Ce vrea să nu, facă? Eu l-am chemat pe dânsul să-mi răspundă clar că ăștia, toți vagabonzi ăștia care au dat declarații, sunt foștii lui partneri din Landromat. Și zic, băi, când i-am văzut lista la toți care au declarat... Dumneavoastră l-ați invitat la discuții. Da, da, eu l-am chemat să-mi explice, nu, zic, băi, lămurește-mi și cu... Că Platon, ca să știți, eu chiar am rămas surprins, ca să știți, Platon, cât era în pușcărie, a fost presat și cineva din Federația Rusă și din partea lui Dodon, i s-a pus condiții de ruși. Dacă vrei pe sora ta să o lăsăm liberă, că ea este implicată, a fost implicată în Landromat, este, da, în acest dosar. Da, și este a spus, o eliberăm pe sora ta, dar dă-mi declarații cu Usatăi a fost partener în Landromat, că a finanțat partidul din Landromat și Platon n-a făcut-o. Și eu l-am întrebat, zic, băi, dar de unde atâta generozitate? Că, adică, de ce n-a acceptat propunerea rușilor? Era întrebarea numărul 1 și 2. Și el spune, zic, bun, ăștia, toți care au scris, că la unul i-a povestit Platon în restaurant 10 ani în urmă, la altul 8 și tot așa. Dar, doamnă Valentin, dacă ați fi prezentat o probă de 100 de dolari, nu de 1000, de 1 milion, eu sunt gata să merg la pușcărie pe viață, adică... Dar miliardul dispărut, cel mai bine îl cunoaște cum a dispărut Platon? Deci, Platon... Eu am investigat foarte mult atunci de miliard și am vorbit... Eram primul când în mai 2014 am spus că deja se fură bani din bani. Nu, atunci Plahotniuc avea tot timpul o strategie... Unii era implicat el, să bage pe cineva. Deci eu, după cum țin, era Șor, era Filat, erau... Filat doar o băgat toate neamurile lui în furtul ăsta din sistemul bancar, că au apărut, nănaș, cu mătri și mai... Dar dacă
плохотнюк лерицина пи Платон, Петрул Андромат. Адика, навес să iasă ați Платон din Bușcării și mulți astăzi, dar chiar... Cine l-a ajutat să iasă din Bușcării? Da, nu l-a ajutat, asta sunt speculații. Că iată că legea... Da, că iată cum am fost eu acuzat în iunie, nu, plahotniuc, eu acuzat... Deci procedura nu a fost respectată? Nu procedura. Nu, iată, uitați-vă, eu m-am întors în 2019 acasă. Aha, plahotniuc l-a întors pe USAT, ca să distrugă alianța între bloc acum și... Că ia că cum procurorilor a doua zi iesă tranga omul de afaceri. A treia zi, domnul Bolbocean care a fost condamnat la 17. Adică ați văzut că s-o, procurorii, judecătorii nu mai țineau piept la când vine. Era la vdă de bani, pe alții îi șantajau, pe asta. Și... Mă interesează foarte mult totuși electoratul ce face în turul 2. Pentru că discut cu simpatizanții, discut cu simpatizanții lui Ilan Șor și îi spun că ar putea să-l sprijine pe Igor Dodon. Discut cu simpatizanții ai Partidului Democrat, zicea că o să rămână la latitudinea fiecăruia cum să voteze în turul 2. Dumneavoastră ce spuneți despre bazinul electoral? Dacă eventual nu ajungeți în turul 2. Nu, haideți... Asta o să discutăm după turul întâi, dar vă asigur un lucru. Igor Dodon nu va mai fi președintele Republicii Moldova. Eu am spus clar. Dar bă, orice candidat... Ați putea să vă împăcați și cu o înfrângere dumneavoastră? Domnule Tine, dar haideți să admitem. Nu cred că o să aibă loc, dar să admitem. Spune că o să rămâne pe locul 3 cu 18%. Deci toți cetățenii din Republica Moldova, toți partenerii, o să vadă potențialul real al USAT, nu știu ce desenează Dodon, da? Noi avem următoarele alegeri anticipate parlamentare. Ce scenarii post-electorale? Post-electorale, Dodon minte că vrea anticipate. Dodon va încerca să-și păstreze coaliția. Vă dați seama, Dodon, care astăzi are 37 de deputați, când va pierde alegerile prezidențiale, dar el le va pierde, maximul la ce vor putea pretinde socialiștii va fi 20%. Cel care va câștiga alegerile prezidențiale o să aibă 40% în anticipare. Și pentru și Dodon să înlocuiască 37 de deputați cu 20, plus dispare Pașa Filip cu o parte de ală plăcătă. Candu, nu vă streagă pragul. Deci, asta sunt... Ion Chicu rămâne premier? Nu, Pușcuță vine... Deci, din tăi Dodon a negociat cu Chicu ca și cum să imiteze o plecare, dar acum chiar și Chicu înțeleg că a aflat că Dodon vrea toate neajunsurile, toate problemele care le-a avut să le bagi în capul lui Chicu și să-l aduc acum pe Pușcuț prim-ministru și vreau să o fac nu cândva, dar acum. Și e posibil acest scenariu? Nu, eu vă spun ceea ce o decis Dodon, dar să facă el ori nu, că asta nu e scenariul meu, asta e ceea ce Criza sanitară, cum este gestionată? Este gestionată și dacă pandemia de COVID-19 este și ea o amenințare la securitatea națională? Este o amenințare. Și aici, iată, am pregătit, că am luat niște acte, nu vorbesc despre ele. Spre exemplu, am primit o scrisoare de la Comisia Electorală Centrală către toți primarii din țară că să evităm secțiile de vot în școli. În municipiul Bălț, iată am o notă informativă de la colegi, este scris clar că avem peste 50 de secții de vot, 58, din care 48 sunt în școli. Și această situație o avem și în Chișinău și practic în toate localități. Și ei scriu că nu le deschideți în școli, deschideți-le în altă parte. Nu sunt locuri, sunt școli unde într-o școală mare sunt și 2-3 secții de vot. În același timp, ei în loc de zgângească despre cum gestionează criza. Băi, oameni buni, a doua zi pe data de 2 noiembrie, sute, zeci de mii de copii din toată țara vor merge la școală. Vă dați seama, mii de oameni vor fi duminică în aceste secții de vot. Eu deja am vorbit cu colegii de la Bălți, am zis că de urgent, Comisia Locală de Cine de Probleme Sănătate Publică, urgent o adresare la Comisia Națională. Băi, nebunilor, ori pe data de 2 faceți zi liberă pentru școlari, ca noi să le pregătim, să le dotăm, că ei tot spun, fiecare zi vii la vot în mască. Am văzut eu și înseamnă oamenii care votează în mască când colectam semnături, că erau morți și la Anastasă și la mine pe listă. Cum s-a gestionat perioada asta pe timp de criză sanitară de către autorități? Foarte prost. Dacă eu, acum abia 2-3 săptămâni urmă, am deschis contra deciziilor stadionul municipal ca oamenii să poată alerga seara dimineața,
deschid, să deschid magazine, multe nu au fost închise. Au fost distruse afacerile la oameni. S-au făcut afacerea ca pe dezinfectanți. Subiectul ăsta nu l-am finisat cu dumneavoastră, dar a fost sub... Cât costă afacerea asta? A? Cât costă afacerea asta? Deci merge vorba de zeci de milioane care merg în buzunar. Și dumneavoastră ziceți că este implicat fratele președintelui Igor Dodon? Și cred că jumătate din rudele lui. Vă spun o dată, este un lucru urât. Când în februarie 2020 a fost decizia guvernului pentru protejarea producătorilor autohtoni, vedeți ce frumos au făcut-o, doar să fie adauză maxim 20% la dezinfectanți, că ăștia chiar au dezinfectate bune, deci erau scumpi, mai scumpi medii. Echipurile sub protecția producătorilor autohtoni au făcut astea 20%, au pornit pregătirea monopolului pentru familia Dodon cu această afacere cu dezinfectanți. Le recomand la toți să vadă investigația Ziarul de Gardă, care a apărut ieri, ca să vedeți că deja este pregătit să facă bani. Aduceți-vă aminte că am ieșit eu și am demonstrat la Clar cât ar costa un ecran de protecție adus din China. Nu asemănător, dar același. Și eu arăt până în 30.000 de lei, cu toate 25% câștig, și la aici, a 20 iese domnul Chicu, 200.000 de ecrane s-au pierdut pe drum. Că dacă vine un țară, domnule Tina, ei nu au permis și pentru asta și domnul Furtună și restul din guvern, într-o zi să fie pornit un dosar penal. Eu le-am propus să achit un avion charter din China, să aducem și ei mi-au refuzat și Dodon a mers pe la televiziune. Ei, usate minte, usate balabol populist, dar eu am scrisorile oficiale înregistrate la ei. Cum? Că s-a luat usate, că... Sistemul sanitar va rezista? Sistemul sanitar depinde ce va fi în toamnă. Astăzi eu sunt în dialog permanent cu medicii din Bălți și din alte orașe din Republica Moldova. Deci vă dați seama dacă până în ziua de azi cei ce ține de lucrurile elementare pentru doctori, nu mai vorbim de pacienți, e normal ca usate să hrănească doctorii din buzunarul lui. Că în asta trebuie să o facă statul, îi muncesc. Deci eu le-am achitat aprovizionarea pe ultimele 4-5 luni. Acum n-am dreptul conform legii, că suntem în campanie. Dar asta nu e normal. Nu e normal ca usatei să fie unicul în țară care achită tot transportul la toți doctorii care vin din suburbii. 400 de persoane zilnic. Adică nu achită usate, achită primărie. Dar acest lucru trebuie organizat la nivel național. Și dacă nu deci ce notă puneți felului cum au gestionat autoritățile criza sanitară până azi? Eu voi spune că după sistemul sovietic, când era 5 sau după 10? După 10. După 10? Eu le-ar pune așa, le-ar pune, sincer eu voi spune, le-ar da un, nu pot să le pun 2, nu pot să le pun 3, pot să le pun un 5. Pot să le pun un 5, dar nu, mai bine le pun un 4 și mai mult nu-i prines la examen. Adică, ce mesaj o să aveți pentru Igor Dodon după alegerile prezidențiale? Da, și mesaj. Eu și de pe acum pot să-i spun și până. Că o să aibă la penitenciarul 13 în alt loc condiții bune de trai, nu le-au făcut filat, pe timpul nu au făcut plăcutnic, o să fac eu. O să aibă toate dosarele, toate judecățile vor fi transparente. O să fie probe. O să meargă la pușcării, nu o să fie, dar probe o să fie. Începând cu piloții din Afganistan, deci eu nu o să merg pe 20 de aspecte. Sunt teme clare, unii Dodon trebuie să fie tras la răspundere. Dar Igor Dodon spune că îi așteaptă în cătușe pe Vladimir Plahotniuc și pe Ilan Șor în Republica Moldova. Of! Dumneavoastră îl credeți pe un om care a mâncat numai din culoace. Înțelegeți? Deci omul care a făcut bani, doar public, a recunoscut și eu, domnule. Dodon lua, când lua de la mine 60.000 dolari pe lună, când a plecat de la comuniști, doar a ieșit și Șor, eu spus că eu dat bani. Cu Plahotniuc, de-am chiar și-o văzut țara cu leocuri în mine, da? Procuratura cel puțin a zis că nu s-a dovedit. Nu, procuratura a spus corect și mulți fac speculații. Procuratura a spus că dacă această înregistrare ar fi fost... Deci când se face o înregistrare, nu contează că audio-video, deci să ia mandatul din judecată, deci ei nu pot să o anexeze. Sunt mai multe discuții care au apărut pe globul pământesc între oameni de afaceri, între polițieni și n-au putut fi tras la răspundere penal, că n-au fost autorizate din start filmările. Filmările. Cine câștigă alegerile prezidențiale?
Cine câștigă? Eu lupt pentru victorie. Important că le pierde Dodon. Dar deja vor decide cetățenii. Important că să-l trimitem... Dar intenționat sau nu, nu criticați pe Maia Sandu? Nu, uitați-vă, eu am spus de mai multe ori că domniei este cinstită. Da, eu nu sunt de acord. Iată, eu ca primar am demonstrat. Cu sate, 3-4 ani la rând, primăriei din Bălți cea mai transparentă. Domniei a fost ministru pentru educație. Pentru când era mandatul de ministru, am criticat-o permanent. Și acum pot să critic. Pentru, nu sunt de acord cu ce a făcut domniei ca ministru învățământului. Că ca prim-ministru, mai mult îl criticam pe Năstase și supăra Andrei Năstase, chiar că usată-i colaudă. Dar apropo, colaudă. Despre Andrei Năstase, ce ne puteți spune? Ce șanse are? Andrei, cu părere de rău, nu a făcut nimic ca ministru din interne. A avut o platformă ideală, că nu că să iasă cu Crolul 2. Eu eram cu tractorul pe pistă la aeroport, în prima seară, când era da ieși deu și da deu de mână, da svidania naș lascăvă Mișa, știi, adică... Am avut eu alte așteptări. Deci cu Andrei Năstase am protestat împreună. Dar astăzi, pentru mine este, când eu văd că toată strategia lui Dodon se construiește doar pe distrugerea imaginii lui Usată și Maia Sandu, prin asta se demonstrează că are frică de noi doi. Și că doamna Maia Sandu, când supăra acum, de mai multe ori am spus, doamna Maia Sandu e foarte bună ca primar orașului Geneva. Unii nu-i corupte, nu sunt dodoni, plahotniuși, drumurile sunt bune, doar gestionez orașul, mergi la forumuri, în fiecare zi încă mă șuică. De aici trebuie de luat și botele, caloșă, și de mergi prin sate, prin raioane, de curățâți. De ce sondajele îl dau cu cele mai mari șanse învingător pe Igor Dodon? În toate sondajele, ok, eu am avut posibilitatea să particip doar în alegerile din 2015 și 2019, la locale. Unii toate sondajele, inclusiv BOP-ul, nu mai vorbesc de cele lui Dodon. Spuneau că Usată-i 34-32% în primul tur. Și Usată avea 63-73%. Deci nu credeți Dodon, în... Nu, Dodon îi face... Dodon și la ședință, când într-un grup mic de consilieri, recunoaște că, băi, am părlit-o. Dar acum, în ședință mari, că, băi, băieți, am cifre... Mai avem șansă să câștigăm din primul tur. Și de aici, doamna Greceană merge la nord, ca să știți, planca, plafonul care le-a dat minimum pentru toți conducătorii PSRM din nordul țării. Dacă Dodon n-a să aibă, vorbesc de raionele, de la Făleș până la Brăceni, dacă Dodon n-a să aibă, n-o să aibă 30% minimum în fiecare raion, o să plece din funcție președintele de raion și conducătorul organizației raionale. Vă dați seama? Deci unii plafonul minim, ei îl puneau în 2016 50%, și acum mă trezești că nu, o să fie tare interesant. Dar dumneavoastră aveți datele unui sondaj pe intern care arată altceva? Eu le-am tăti care le are Dodon. Pur și simplu, problema e care? Că Dodon și pe mine m-a mințit de vreo două ori. Că el deja cam a înțeles, vede că eu dau cifre la mai multe televiziuni. Dodon 26, Dodon 28, Dodon înțelege că ceva se întâmplă. Și el deja de multe ori le dă cu cifre false chiar colegii lui. Ca să vadă cum ajunge la mine informația, adică și de vreo două ori m-am greșit. Dar este un sondaj de bază, care l-am văzut, este într-o cădere. Maia Sandu nici nu tare cade, dar nici nu crește. Adică stă pe loc, dar Dodon e într-o cădere permanentă. Deci cum a avut el, într-adevăr, peste 40% în 2016, și acum Dodon astăzi e la 26%. Era... 10 zile în urmă, adică poate acum azi e 22. Până la 1 noiembrie situația poate să se schimbe? Dodon va profita și va merge doar cu murdărie critică. Doar o spus ca să fie campanie curată. Uitați-vă ce se întâmplă deja pe internet, știri, în Bălțul plin de gunoi. La dezbateri nu va participa domnul Dodon. Dar el n-are ce spui despre realizările lui. Eu la dezbateri, eu dacă... Dodon, oricum a să ajungă ziua, noi avem două variante să mă văd cu Dodon. Prima, să mă văd cu dânsul la dezbateri, el n-a să vie. A doilea variant, să am cu dânsul, nu știu cum să-i pun limba, ocina stavka, ca el în, deja reținut. Nu discuție, ocina stavka la procuratură. Adică în între martor și între bănuit. În fața justiției. Deci oricum a să ajungem. Dacă n-aș, el poate să facă, să ne ajungem la varianta prima cu dezbateri, a varianta
Doi, Vradu Donori, nu ia o să aibă loc. Ați mai fost întrebat dacă eventual s-ar putea să se ajungă și în Republica Moldova la un scenariu asemănător cu cel din Belarus după alegerile, după aflarea rezultatelor alegerilor prezidențiale. Deci totul depinde ce va face Dodon. Dacă o să facă ceea ce astăzi eu am cerut cecului, da, și am rugat colegii să facă o scrisoare, scris. Vă dați seama, persoanele toate care vor veni în măști la alegeri. Deci, eu pot să vă demonstrez în ziua alegerilor că eu vreo 10 buletine la prieteni, îmi pun mască ca să facem un experiment, nu pentru că mușa să iasă Dodonii cu sate, au propus să falsifice. Și ați vă arăt eu cum Renatul Usate, care mă știe, mă cunoaște practic toată țara. Admiteți că pot fi fraudate alegeri? Da, sigur. Nu vor fi fraudate prin elementul transnistrian despre care toți vin. Dar pe interior, vă spun încă o dată, Dodonul a preluat toți ăștia care făceau, că fabricau dosare la Plahotniuc, că erau troli, că erau cu PR negru, că erau cu filmulețe, cu sex tape-uri. Toți azi sunt la Dodon. Toți sunt astăzi la Dodon. Și Dodon l-a avut pe unii cu învățător Plahotniuc. Eu cu Plahotniuc tot mă cunoșteam, dar eu cu Plahotniuc puteam să beau vin în drive, în clubul de noapte, cu vreo 2-3 nerese. Dar Dodon ședeșe învăța schemele, oamenii, deci am avut relații diferite atât, cum arată muzică. Uitați-vă, Plahotniuc, la ziul usat, dar eu, în primul rând, video ăsta l-am publicat eu, câțiva ani urmă, și eu mergeam la dânsul la sărbători, el la mine, eu n-am avut afaceri, eu n-am avut parteneriat, secret. Îl va aduce justiția pe domn Plahotniuc în Moldova? Eu nu știu cum îl va aduce justiția, sunt sigur că să-l aduc eu. Deci aici, eu cred că cetățenii așa să ne pun în rând Usate, Dodon, Maia Sandu și cetățenii la faci să uit, care din noi trei mai tare ar asemăna cu cel care să-l aducă în țară. Mulțumim pentru discuție și vă mai așteptăm și cu alte ocazii. Da, vă mulțumesc!